după ce a fost surprinsă în compania fostului său iubit, Alex Pițurcă a făcut declarații despre Cristina Ih. În exclusivitate pentru Antena Star, Spiti Junior a făcut primele declarații. Haideți să-l ascultăm. Uite, lumea a tot speculat că, domne, ea a vorbit cu fostul ei, n-a vorbit. Acum, prin presă se speculează... Nu știu, chiar nu știu și nu mă interesează. Nu vreau să declar nimic. S-a făcut tot felul de speculații, s-a vorbit foarte mult despre subiectul ăsta. Nu vreau să dezvolt nici eu. Nu vreau să vorbesc de treaba asta. Dacă a apărut în ziar ce a apărut, mai e ceva de spus, aș mai putea să spun ceva? Nu mai pot să mai spun nimic. Poate o ai iertat-o sau poate o ierți. Păi, de ce s-o iert? Ce s-o iert? Acolo s-a insinuat că a fost mai mult de un sărut. Au urcat în bloc, au coborât. Da. Nu vreau să spun nimic legat de acel articol apărut. Mai ești cu ea sau nu mai ești cu ea acum? Păi, cum să fiu cu ea din moment ce era cu fostul? Nu vreau să comentez nimic. Că am văzut că acum vreo două săptămâni au apărut niște declarații de ale mele vis-a-vis că mi-ar fi trimis-o Dumnezeu și așa mai departe. Nu au fost declarațiile mele. Eu niciodată în viața mea nu am vorbit de viața mea personală, de fostele relații și nu o să fac nici de acum încolo. Și am văzut că mi s-au pus în niște vorbe, am rămas uimit. Da. Ce puteam să fac să ies în presă să spun că nu au fost vorbele mele? Ei bine, acestea sunt primele și singure declarații pe care Alex Pițurcă le-a oferit, bineînțeles, în exclusivitate pentru Antena Stars. A rupt tăcerea după ce în presă au apărut niște imagini cu Cristina Ih, presupusă logonică, că nu mai înțelegem nimic dacă a cerut-o sau nu, cu fostul său iubit, intrând într-o scară de bloc, oferindu-i și un pupic, hai să nu spunem sărut, pupic, undeva în zora. Ce spui? O cunoști pe Cristina Ih, Adora? Nu, o cunoști? Nu, o cunosc. Trebuie să o arătăm pe Cristina Ih neapărat, să știi nu, că... O știu așa, o știu... De la televizor. De pe Instagram, ca să fie exact, mai... pentru că ea mai mult este activă în domeniul online. O știu din online, personal nu o știu, am văzut-o, adică... Dar nu am fost prezentată. De-a lungul timpului, ea a fost o fată secretoasă, rezervată atunci când a venit vorba despre iubiție, despre partea amoroasă din viața ei. În urmă cu aproximativ o lună, când se afla într-o vacanță. Unde? În Mexic. Mexic, bineînțeles. Bine vestită vacanță exact, din Tulum. Băi, nu te-ai dus în Mexic, ești chiar... N-ai trăit degeaba, mă, eu am trăit degeaba, îmi pare rău. Nici n-am ajuns în Mexic. Și eu simt că trăiesc degeaba. Ea atunci a postat un filmuleț în care a spus că este foarte fericită și că da, acolo a fost cerută în căsătorie, ba chiar a prezentat și inelul de logonă, ea singură cu gurița ei. Ea și Bianca Drăgușanu. Da, ei bine, colegii noștri au fost primii care au aflat și l-au identificat pe logonicul ei, nimeni altul decât Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă. S-au început să se afișeze la tot felul de evenimente. Da, uite, le stătea foarte, foarte bine împreună, așa când te uiți la ei. Sunt uite foarte, ce frumos, frumoși. Foarte frumoși. Sunt foarte frumoși. Măi, vi se pare și vouă că asistăm la același sau la o copie așa a ceea ce făcea Bianca Drăgușanu acum ceva timp? Dar de ce adică... amestecăm lucrurile? De ce vreți să facem asta? Sunt multe, da. Multe o campanie de o campanie așa de presă, vi se de pare imagine, și vouă, da. De imagine, da? Da, de... da, da. Pentru că mi se pare ciudat așa să, nu știu, cu fostul, cu copicul, cu a bine, urcat. Cu fostul, dacă este cum spune ea că ea a înscenat toată întâlnirea asta zic, și... Nu știu cât de strategie e ca să spun așa, nu cred că ea s-ar fi exact așteptat. Ea spune că ar fi vorba de un scenare din partea fostului ei iubit. Nu știu ce să spun, noi avem cumva niște cunoștințe comune care spuneau că ea suferă foarte mult la momentul respectiv acum vreun an sau da, ceva de gest. S-a dus. Că s-a dus, că suferă după fostul iubit. Acum dar un că, an. Acum un an. Dacă ea nu l-a uitat și cum spune, vai, am fost sunată că este rău și imediat m-am panicat. Îți dai seama, m-am panicat. Deci, ok, și pe mine dacă mă sună cineva și îmi spune fostului tău este rău, întreb, băi, poți să ajut cu ceva? Dar nu mă ridic de pe scaun a doua secundă și fug, că poate pic și da, de penibil, mai e și iubita, de... nevasta acolo, cine dacă știe, dacă ar fi înțelegi? Fost vorba totuși de vreo strategie, nu cred că ar fi riscat atât de mult să meargă atât de departe. Spun asta pentru că l-ai auzit pe Alex Pițurcă ce a spus, adică reacția lui nu a fost una... Nu cred că aici a fost o strategie din partea ei, strategia a fost... Din partea fostului. Din partea fostului și strategia ei a fost chestia aia cu cerutul în căsătorie, cu
Inelu, cu aia macerutul. Se pare ție, aia a fost da, într-adevăr. Ea nu e genul care să epateze, să se laude cu ce are. Sincer, nu, chiar nu este. Eu am ascultat-o de foarte multe ori vorbind în toate acele instastory-uri pe da, care da, le face. Da, dar instastory-urile alea sunt reale. Adică și eu, cum să zic, eu când vin la televizor, joc un personaj, dar eu sunt Adora aici, eu nu mai sunt fata de acasă. Hai să râzi, este atât de sinceră și de naturală în anumite ipostate și filmulețe. Să sperăm că așa este ea sinceră și naturală, atunci n-are nicio treabă, nu știu cum să spun, ce postează ea cu comportamentul ei sunt două chestii total diferite, adică ceva nu... Sau putem să facem alt scenariu, iubitul ei, fostul iubit, văzând că de gelozie ei, că ei și merge că... foarte bine a, și că are un iubit nou și că e îndrăgostită și poate cerută de soție și așa mai departe, a zis, bă, fac ceva disperat, să o recâștig. Sau să-i încurc... Este cel mai urât mod de a câștiga un fost partener, să-l pui într-o situație de genul acesta. Deci dacă mie mi-ar fi făcut cineva ceva, evident că nu m-aș mai fi văzut cu persoana respectivă niciodată și nu i-aș mai fi răspuns la telefon. Nu știu, cred că au nevoie de puțină maturitate și el să o recâștige altfel, nu să cheme presa, să fie fotografiați în timp ce se sărută sau nu așa se câștigă o femeie, părerea mea. Cum... Da, dar ce înțelegeți voi din aceste declarații făcute de, de el, de Alex? Zice așa, nu știu și nu mă interesează, nu vreau să vorbesc despre treaba asta. Dacă a apărut ce a apărut, mai pot eu să spun ceva? De ce să o iert? Ce să iert? Cum să fiu cu ea din moment ce ea era cu fostul? Nu vreau să comentez, să fie sănătoasă. Atâta tot. Păi și ce-i vrea să spună săracul? El este, în primul rând, că știe o țară întreagă. Corect. Deci, nu cred că niciunul nu ne-ar conveni să... Și culmea știi care este, Adora, că știi că se spune că roata se întoarce. Alex Pițurcă, și tu știi, a fost combinat cu o celebră prezentatoare, Iulia Pârlea. Ei doi fiind de deseori surprinși în anumite certuri. Prin presă s-a scris că el ar fi călcat strâm de multe, multe ori și că ea l-a așteptat cu brațele deschise. Karma, baby, karma! Karma, baby, karma! Bine, dacă e adevărat, Cristina Iha a făcut un alt filmuleț după aceste știri și a spus că nici gând de inel de logodnă, ea nu a fost cerută și că a fost doar așa o pastilă pe care a aruncat-o. Ba mai mult se întreabă de ce lumea a crezut așa ceva, pentru că după două săptămâni... Bine, dar de ce o arunci dacă nu vrei să te creadă lumea? Asta zic. Și dubios și când a spus lucrul ăsta, a spus lucrul ăsta după declarațiile pe care le avem de la fostul, că până atunci n-a spus, să nu cadă să spună, de putea să spună a doua zi, imediat după ce a ieșit în presă chestia asta, să zic că n-am fost, domne, cerută, nu nimic, ce în două săptămâni, ce, dar iată a trecut ceva timp, probabil că lucrurile nu sunt așa de limpezi între ei. În presă, să știi că s-au mai scris anumite lucruri, așa zise, declarații făcute de el. El l-a dezmințit și spune așa: nu au fost declarațiile mele, niciodată în viața mea nu am vorbit despre viața mea personală, despre fostele relații și nici nu o să fac asta de acum înainte. Nu am declarat niciodată despre relația mea, despre fosta relație cu Cristina. Nu am spus niciodată că mi-a trimis-o Dumnezeu, am văzut că mi s-au pus în gură niște vorbe și am rămas uimit. Deci cumva lumea l-a dat super îndrăgostit și că i s-au furat mințile și de fapt... Și de da, fapt, bine, el acum trebuie să cadă cumva în picioare, pentru că totuși... Iubita ta a fost surprinsă cu altul, deci n-ai putea să spui... Crezi că a fost o capcană totuși întinsă Cristinei? Mai sincer, da, dacă omul era așa, nu știu, dacă ar fi avut ceva, stătea în pat, nu era rău sau ce Dumnezeu zicea că are.